Vă invit acum cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 15. Voi citi de la versetul 29 la 31. Matei, capitolul 15, de la versetul 29 la 31, pasaj din care voi avea un mesaj scurt însă la subiectul acestei seri, care este rugăciune cu ungere, cu un de în numele Domnului nostru Isus Hristos. Și să ascultăm cuvântul Domnului. Isus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a zuit pe munte și a așezut jos acolo. Atunci au venit la el multe norode, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că norodele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Amen. Un cuvânt real și adevărat despre mântuitorul nostru, Isus Hristos. Pentru că El este Dumnezeu plin, Dumnezeu care iartă, Dumnezeu care vindecă, Dumnezeu care mângâie, Dumnezeu care mântuie. Uitându-vă împreună cu mine în versetul 29 pe lângă descripția geografică propriu-zisă, aș vrea să vedeți sugestia pe care Matei o are. Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. Este o sugestie cu privire la noi, la oameni. Înaintea lui Dumnezeu, omenirea este văzută ca o mare, ca o mare. Așa scrie în Apocalipsă, așa scrie în multe locuri în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar pe lângă faptul că omenirea este ca o mare, o mulțime imensă, sugestie este și aceasta. Marea fiind la cota zero, de unde se măsoară adâncimea și înălțimea acolo este cota noastră spirituală. Acolo s-a coborât Iisus Hristos. La cota zero. Și apoi, Matei ne spune că Iisus de acolo s-a suit pe munte. Și o să vedem ce însemnează aceasta, unde s-a așezat pentru ca să poată să primească la el pe toți Bolnavi. În seara aceasta, mesajul meu se va intitula Isus Vindecătorul. Isus Vindecătorul. Și ne vom uita la trei adevăruri, așa cum rezulte ele din aceste trei versete pe care Matei, Apostolul, inspirat de Duhul Domnului și cu memoria activată de Duhul Domnului, le-a șternut pentru toate generațiile, pentru totdeauna. În primul rând, hai să ne uităm la poziția lui Isus. Isus s-a așezat, spune, s-a dus pe munte. Poziția lui este o poziție înaltă. Astăzi Isus Hristos este pe munte. Literar este pe munte. Cine studiază cu atenție și cu o profunzime cuvântului Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că atunci când scrie că Isus a urcat sus, în Isaia 14 cu versetul 13, știm unde s-a urcat. În partea de mează noapte a Universului, în partea de mează noapte, în extremitatea mează noapte nordului Universului, acolo este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Și acolo, în extremitatea nordică a Universului, este un munte înalt, este muntele Sfințeniei lui Dumnezeu. Iisus Hristos s-a urcat pe acest munte când s-a înălțat la Tatăl Ceresc. Este muntele la care a răvnit satan, acel rău, când a zis mă voi sui în cerurile lui Dumnezeu, în partea de mează noapte, pe muntele adunării lui Dumnezeu. Dar pe muntele acela stă unul singur, stă Dumnezeu. Înălțimea este pentru El, nu este pentru oameni. Pentru noi, nivelul mării, înălțimea este pentru Dumnezeu. Și Isus Hristos stă pe această înălțime. El este înalt și la propriu, dacă vreți, și la figurat. Înălțimea este și pe muntele, este cel mai mare munte din cosmos și de asemenea înălțimea este mare pentru El în, în, în domeniul spiritual. El este un munte în putere, el este un munte în sfințenie, el este un munte în dragoste, el este un munte în milă, el este un munte în îndurare, el este mai mare în toate lucrurile decât orice cine, decât orice ce. De aceea, în această seară ai venit la un munte potrivit. Ai venit la Isus Hristos. Și cuvântul Domnului spune că, pe lângă faptul că El este sus, El s-a așezat el s-a așezat. Acolo el are scaun de domnie. În Evrei, capitolul 4, versetele 15 la 16, autorul acestei epistole tocmai acest lucru ne spune. Pentru că a fost ispitit ca și noi, Isus, când a fost om pe pământ. Pentru că a îndurat lucrurile pe care le îndurăm noi, pentru că a îndurat lipsurile pe care le îndurăm noi, pentru că a îndurat respingerea pe care o îndurăm noi, pentru că a îndurat batjocura pe care o îndură omul, pentru că a durat toate lucrurile ca și noi, dar n-a păcătuit. De aceea șa de la dreapta lui Dumnezeu. Și din această poziție, din această poziție, când spune șa de la dreapta lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun ce însemnează acest lucru. Vedeți, dumneavoastră, când ai probleme, când am probleme, ceea ce mă caracterizează devin agitat. Nu este așa. Nu asta nu sunteți, eu sunt agitat. Și de obicei nu găsesc locul. Sunt așa de agitat că nu găsesc locul. Un om care șade este un om care are toate lucrurile sub control. Are toate lucrurile sub control. Un om care șade în credință. Nu care șade în lenevie, în credință. Iisus Hristos are toate lucrurile în control, toate sunt sub picioarele Lui, toate sunt în mâna Lui, toate sunt în puterea Lui. Sănătatea ta, problemele tale, crizele tale, neputințele tale, neînțelegerea ta, alungarea ta, batjocura ta, toate sunt în controlul Lui Iisus Hristos. De aceea este în această poziție și zândă și autorul epistolei către evrei spune, de aceea să ne apropiem cu încredere de tronul Harului, acolo unde șade El. Pentru că la vremea de nevoie, și astăzi este vreme de nevoie, în seara aceasta am venit pentru o vreme de nevoie înaintea Lui să ne dea Har și să ne mântuie și să ne izbăvească glorie Lui. Acestea sunt cuvinte pentru noi, cuvinte simple, dar cuvinte ale puterii. Stând acolo pe bancă, ori stând la internet, de acolo deja poți să fii vindecat și poți să fii atins pentru că acestea sunt cuvinte pentru tine este cuvântul pe care tu trebuie să-l crezi este cuvântul lui Isus Hristos. Chiar dacă nu vom avea posibilitatea sau n-am avea posibilitatea noi ca păstori să venim să-ți facem ungele cu un de lemn, da, o, o situație extremă s aceasta, dar pentru toți vom sta la dispoziția la toți, sau să ne punem mâna peste tine să ne rugăm după cuvântul Domnului. Este suficient să auzi acest cuvânt care se vestește în această seară și acest cuvânt este duh și viață, este putere de vindecare, pentru că este cuvântul lui Isus Hristos. De aceea dacă diavolul se teme de ceva și dacă îl înfrânge ceva, este cuvântul lui Dumnezeu totdeauna fuge de ce este scris. Fuge de ce este scris, pentru că nu suportă adevărul, nu suportă cuvântul creator al Domnului Isus Hristos, nu suportă cuvântul vindecător al Domnului Isus Hristos, nu suportă cuvântul care îți spune ție și îți spune mie, te-am iertat, nu mai fi în depresie, îți iau problema, îți iau necazul, iau de peste tine apăsarea, iau vinovăția, te-am iertat. Dar dacă am văzut poziția lui Isus, vedem în al doilea rând situația noastră. Situația noastră. Și Matei ne prezintă aici cinci situații distincte. Nu la întâmplare sunt cinci situații distincte. Nu la întâmplare. Pentru că în economia divină, în gândirea divină, și cifrele au o sugestie și o um, însemnătate specială. Cinci. Este cifra harului în Biblie. Nu avem noi timp în aceasta să vorbim despre numerologie. Dar 5 este cifra care este simbolică pentru har. Când auzi 5 în Biblie, se vorbește despre har. Și omenire are nevoie de har. Are nevoie de îndurare, de un favor, să-i facă cineva un favor. Și favor pentru omenire nu-l poate face nimeni așa cum îl face Iisus Hristos. Toți care ți-ar face sau mi-ar face un favor, îl fac cu interes dar nu Iisus Hristos. Dar nu Iisus Hristos. Favorul Lui este binele tău și al meu etern. Favorul Lui este vindecarea ta. Favorul Lui este acesta. Am venit să mor pentru tine să-ți meargă bine. Să trăiești etern. Favorul lui nu este ca al lui Mahomed. Încinge, spuneți centura cu, pe tine cu exploziv și dacă explodezi, zbor drept în rai. Nu. A spus, mă duc eu să mor pentru voi. Nu trebuie să moriți voi pentru mine. Eu mor pentru voi și am murit pentru noi. Dar hai să ne uităm la cele cinci aspecte ale situației noastre. Primii pe care îi prezintă sunt șchiopii. Sunt oameni care au probleme cu picioarele. Oameni șchiopii. Sunt atâtea probleme, genunchiu, gleznă, picioare tăiate. Sunt atâtea lucruri. Dar este de asemenea și o sugestie spirituală, pentru că Domnul Iisus Hristos, vreau să știți, vindecă și fizic, dar vindecă și spiritual. Dacă nu sunt oameni șchiopi între noi în seara aceasta, o sunt oameni șchiopi spiritual. Oameni care vin cu greu la casa lui Dumnezeu, pentru că îi dor picioarele. Oameni pe care îi dor picioarele să meargă la stăruință. Sunt șchiop când este vorba de rugăciune, sunt șchiop când este vorba de activitate în biserică, sunt șchiop când este vorba să intre în casa unui sărac, sunt să șchiop când trebuie să se ducă la spital. Ei, Dumnezeu vindecă și problema aceasta. Iisus Hristos are putere. Are putere și de aceea în această seară nu numai de aspectul fizic se va ocupa în mijlocul nostru, ci se ocupă și de cel spiritual. Și mulțumesc Domnului că El are această putere să se ocupe de toate neputințele noastre. De toate neputințele noastre. Pentru că, în, în, în ultimă uh, analiză, spuneam Mântuitorul Iisus Hristos, aici, pe pământ, este mai bine să, să n-ai amândouă picioarele până, până la urmă. Dacă picioarele te duc la rău, dacă picioarele te duc în, uh, la străină sau la străin, dacă picioarele te duc în locul păcatului, dacă picioarele te duc în discotecă, dacă picioarele te duc la bar, dacă picioarele te duc acolo unde este blestemat numele lui Dumnezeu, mai bine mergi fără picioare în Împărăția Lui Dumnezeu. O să-ți din nou picioarele acolo în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu. Dumnezeul nostru este desăvârșit și când te va duce acolo te va desăvârși din nou. Decât, decât să fii șchiop spiritual aici în lumea aceasta. Ceilalți, al doilea, sunt orbi. Și într-adevăr, este o mare problemă să nu vezi. Ieri și alaltă ieri am fost la Seattle și am predat la Eclesia acolo. A venit un frate la mine, M-a îmbrăzișat, mi-a bine făcut, m-a strâns așa de mi s-au îndreptat spatele. <gânt> și a zis, frate Goga, așa mă bucur să vă văd, mi-a fost dor să vă văd. Mulțumesc, dar nu v-am văzut până acum cu ochelari, domnule. Ei. Noi ne pierdem vederea fizic și avem nevoie de o intervenție specială. Mi-aduc aminte când uh, fratele Puiu Ștefan... Uh, Profetul acela, orb, care a fost între noi și s-a rugat cu noi, vă țineți minte, nu? N-a fost de mult. La urmă a venit la mine și mi-a zis, frate Gog, când vă rugați în biserică, eu am încrederea că Dumnezeu mă vindecă și pe mine de orbirea aceasta, să vă rugați și pentru mine. Amin. Și cred lucrul acesta, cred, cred. Dar există și o orbire spirituală, pentru că este și o dimensiune spirituală în orbire. Și aceasta este... Atunci când te uiți la semenul tău și nu-l vezi bine. Știți? De multe ori, ca să schimbăm atmosfera, când mergem așa în misiune sau mergem undeva, vin frații și spun, frate, vrem să facem o poză cu dumneavoastră. Și apoi oamenii te înghesuie. Unii se pun în față, că nu-și dau seama că se face poză. Și... Intre, mă vedeți? Ne vedeți? Da, mă vedeți bine? Da, vă vedem bine, frate Gogă. Pentru că unii nu mă văd bine. Este și o orbire spirituală. Și Domnul vindecă și lucrul acesta. Și lucrul acesta. Pentru că sunt oameni care trebuie văzuți. Sunt oameni care poate au intrat nu știu de câte ori în Biserica aceasta și nu ne-a văzut nimeni tineri și nu, nimeni, și, nu nimeni, și nu le a văzut nimeni, bătrâni și nu le a văzut nimeni, familii și nu le-a văzut nimeni. Și trist, că doar spunem că vedem. Dumnezeu vindecă boala aceasta, vindecă boala aceasta. Sunt oameni în nevoie pe care eu sau tu, care stăm în fața Evangheliei, care vindecă și a Mântuitorului Iisus Hristos care vindecă, sunt oameni care trebuie să văzuți în necazul lor, trebuie să văzuți în neputința lor, trebuie văzuți în crizele lor, trebuie să văzuți acolo unde sunt ei, uitați de lume. Dumnezeu vrea să-i vadă cu ochii tăi și cu ochii mei. Știți? Când Bartimeu a venit la Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos l-a întrebat, pe mulți, pentru mulți când citesc Evanghelia, li se pare că ați povești. Dar de ce l-a întrebat Iisus Hristos pe Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Pentru păi că era normal că ce să-i facă, să-l vindece. Nu, nu e normal. Iisus l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Să încapăt vederea. Dar să știți ce, vă spun eu ce s-a întâmplat în conștiința lui, lui Bartimeu și al lui Isus, pentru că ei comunicau și la nivel de Duh în clipa aceasta. Bartimeu, ești sigur că vrei să vezi? Asta este problema. Ești sigur că vrei să vezi? Fii atent că dacă vezi nu mai ai scuze. Fii atent. Dacă vezi nu mai ai scuze. Pentru că dacă vezi, trebuie să vezi cu ochii mei Trebuie să vezi pe alungat Trebuie să vezi pe necăjit Trebuie să vezi pe batjocorit Trebuie să vezi pe sărac Trebuie să vezi pe străin Trebuie să vezi pe flămând Trebuie să vezi Ești sigur că vrei să vezi? Dacă vrei să vezi, trebuie să te duci acolo. De ce ai întrebat de ce vrei să-ți fac? Pentru că a vedea nu este uh, doar uh, uh, o vindecare de distracție. A vedea este vindecare pentru responsabilitate. Pentru responsabilitate. Și în această seară, Dumnezeu vrea să vindece și orbi. Și orbi. Apoi, al treilea sunt muții. Sunt cei ce nu pot să vorbească. Și există această neputință. Avem și între noi. Am un prieten în, în, în București. un dintre noi îl cunosc, soția mea îl cunoaște bine. Are un nepoțel care s-a născut surdomut. A cheltuit sute de mii de euro cu tot felul de operații în străinătate să poată să audă copilul și să vorbească. Este un mare lucru să nu poți să vorbești. Este un mare lucru. Dar există și o muțenie spirituală, frașesturilor, doamnelor și domnilor. Există și o muțenie spirituală. O vezi în... O, 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 eu, eu aud și muțenia. Să știți că eu aud și muțenia. O viz în curte, o auzi în curte. Treci pe lângă tineri. Nici hai nu spun. Și copii. Eu mă duc și dau mână cu ei și salut și le spun. Ce faci bătrâni? S-a pus cineva lângă tine, în biserică, pe bancă. Nu l-ai nici văzut, îți lipsește și mâna să-i întind să-l saluți și și limba să-i spui bun venit. Frați și surori, noi ne deosebim de lumea animală prin aceea că vorbim. Vorbim, comunicăm. Dumnezeu comunică cu noi, Dumnezeu vorbește cu noi. În seara aceasta Dumnezeu vorbește cu noi vorbește prin cuvânt, ne vorbește prin puterea Duhului Sfânt, ne vorbește prin ungere cu un delem, ne vorbește prin rugăciune, ne vorbește prin punerea mâinilor, ne vorbește prin vindecare divină în seara aceasta. Dumnezeu vrea să ne și folosim graiul, să și vorbim. E o problemă muțenia. Spune un cuvânt bun tatălui tău și mamei tale. Spune un cuvânt bun soției și soțului, spune un cuvânt bun păstorului și lucrătorilor Domnului, spune un cuvânt bun sorei care face curățenie și tu ai trecut pe lângă hârtia aceea pe care copilul tău a aruncat-o și nu te-ai plecat să o ridici. Spune mulțumesc frumos, spune, vorbește, dar mai ales vorbește bunătatea lui Dumnezeu. Sunt oameni care sunt disperați și nu-L cunosc pe Domnul Isus Hristos. Dacă intrați pe YouTube, în special în, 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 vreme de sărbători, că abia au trecut sărbătorile, sunt și în România, și în America, reporteri care se duc pe stradă și îi întreabă, e Crăciunul, ce sărbătorim la Crăciun? Nu știu. Care e între Crăciun și Paști? Am sărbători. Păi sigur că am în sărbători, dar de care? Nu știu. Este o lume ignorantă lângă noi. Este o lume la care trebuie să-i vorbim și să-i spunem, o iubește Iisus Hristos, o mântuie Iisus Hristos, o iartă Iisus Hristos, îi dă pocăința Iisus Hristos, îi ridică poverile Iisus Hristos. El s-a ocupat și de muți. Apoi, a patra categorie sunt ciungii, the maimed. N-au nici picioare, n-au nici mâini, n-au nici ochi, n-au nici limbă. Trunchiuri. Oameni care au ajuns ca niște trunchiuri de copaci. Oameni care au pierdut părtășia umblării, părtășia faptelor, părtășia comunicării. Părtășia vederii, părtășia auzirii, poate. Însă cât de mare este harul lui Dumnezeu că el se ocupă și de ciungi. Și se ocupă. La cuvântul lui cresc mâini. Cresc mâini. Ieri vorbeam cu cineva în Seattle și spunea am un prieten, frate Gog. A avut o experiență nu crede lumea când povestește. Ce experiență a avut? S-a căzut și și-a frânt coloana vertebrală în vreo trei locuri. Mirarea a fost că așa s-a rupt coloana și măduva a rămas intactă în toate trei locurile. L-au dus la operație, l-au operat și i-au pus o bară metalică pe toată coloana. Și a spus, frate Gog, eu vă spun ca unul care am văzut, dacă, uh, mergea, dacă îl punea în picioare, mergea, zice. Pentru că, dar era țapă, era drept, era cel mai țapă în bărbat. Când era acasă, trebuia să-l ajute cineva, să-l culce, ca să... Și dacă îl ridica, iară umbla. Am fost la rugăciune, frate Gog. El are filme, are tot ce vrei. Am fost la rugăciune. S-a coborât o putere a Duhului Sfânt nemai cunoscută de noi. N-am văzut, spuneau ei. Că le-am spus ce s-a întâmplat la noi la conferința uh, pastorală. Și a zis, unul dintre frații care a fost acolo s-au dus la el și a spus, Domnul i-a făcut de cunoscut că asta să ți vindecă spatele. I-a vindecat spatele, dar mirare, a dispărut bara de fer. Ați auzit bine? Nu l-a mai operat nimeni să-i o scoată, dar a dispărut bara de fer. Pentru că Dumnezeu e mare. El a creat ferul. El a crea și spatele. Pare de necrezut. Așa sunt lucrurile Domnului. Dar sunt drepte. Sunt adevărate. Pentru că este de necrezut ca eu și cu tine să fim mântuiți. Este de necrezut. Dar iată că suntem în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să crească și lucruri care îl lipsesc, dar Dumnezeu poate să se ocupe și de oameni care nu mai au nimic, sunt doar ca un trunchi. Și apoi este a cincea categorie de oameni bolnavi pe care Iisus Hristos, de care Iisus Hristos se ocupă și aceștia sunt cei de nedescris. Cei de nedescris. Biblia spune și mulți alții bolnavi. Și mulți alții bolnavi. Sunt denumiri pe care nu le mai știm. Sunt oameni care sunt în situație de nedescris. Aș vrea să spun și pentru tine, dacă ești în situație de nedescris, există izbăvire la Isus Hristos. Pentru El nu este nimic de nedescris, pentru noi este de nedescris. Pentru noi este de nedescris. Dar la Isus Hristos toate lucrurile sunt limpezi, toate lucrurile sunt clare, de aceea poate să șadă și să se uite la tine și să spună, veniți la mine. Nu se intimidează de cazul nimănui, nu se intimidează de condiția nimănui, nu se intimidează de situația nimănui, pentru că El este Domnul Domnilor. El este Dumnezeu care vindecă. S-a revelat cu acest nume, Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă. Și în această seară El este Domn în casa lui. Este Domn în casa lui. Și atunci, în al treilea rând, Isus, vindecătorul propriu-zis. Ce-i de făcut? Știți ce e de făcut? Pentru că nivelul nostru este mare, zero. Știți unde este locul nostru cel mai bun? Știți unde? La picioarele lui. Zice cuvântul Domnului aici. Atunci au venit la El multe norode, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciunci și mulți azbolnavi. I-au pus la picioarele lui. Vino! cu zmerenie înaintea Lui, asta vrea să spun. Vino cu zmerenie înaintea Lui. Pentru că la picioarele Lui sunt binecuvântări. La picioarele Lui se învață cuvântul, la picioarele Lui se revelează puterea învierii. Când a venit la apostolul să i-a arătat mâinile și picioarele. La picioarele lui este revelație divină. În această seară, smerindu-te și venind și spunând, Doamne, m-am crezut mare, m-am crezut tare, am crezut că boala aceasta nu o să mă pună jos, am crezut că această criză prin care trec nu o să mă pună jos. Dar uite, Doamne, m-a adus în depresie, m-a dus la despărțire, m-a adus în starea aceasta de sănătate, m-a adus în condiția în care medicii spun, nu mai putem face nimic, m-a adus în situația aceasta în care am ajuns ca un trunchi, nu mai am niciun sim, nu mai vorbește nimeni cu nimeni, spatele, am ajuns un străin pentru mine însum, Doamne! Dar mă pun la picioarele tale și vei vedea că Iisus Hristos își pune mâna peste tine. Își pune mâna peste tine. N-am să uit niciodată când studiam la master în Tennessee. S-a făcut un serviciu special de spălare a picioarelor. Și N-am văzut serviciul de spălare picioarelor. O să-l facem și la biserica Emanuel cu ajutorul Domnului, că acum avem biserică. Yes. Și am fost curios. S-au adus 60 de ligiene, 60 de scaune și 60 de bărbați s-au așezat pe cele 60 de scaune. Primul din capăt era doctorul Cecil Knight, care a fost la noi la biserică când am aniversat 10 ani, președintele Facultății de Teologie din Cleveland, Tennessee. Și-a început să strige, unde e Lăzar? Unde e Lăzar? Mă strigă pe mine. Și-am zis, aici sunt. Și-a spus, Lăzar, vină aici la picioarele mele. Dar când am ajuns la el, a zis, nu, eu am să stau la picioarele tale. Pune-te tu pe scaun, pentru că vreau să-ți spăl picioarele. M-a mișcat. Șeful meu, doctorul, nu ai să-mi mie picioarele? S-a pus în genunchi înaintea mea, mi-a luat picioarele și mi le-a spălat în lighean. Și în timp ce îmi spăla picioarele, se ruga pentru mine. Apoi a zis, acum știi ce faci, Lazar? Pentru că n-ai văzut așa ceva, ți le mai spăl odată, dar în timpul acesta pune tu mâinile peste mine, cum eu îți spăl picioarele și rogă și tu pentru mine. Ei, este mișcător când cel mai mare face lucrul acesta. Iisus Hristos spune, stați la picioarele mele, că eu o să-mi pun mâinile peste voi. Cu smerenie, trebuie să recunoști că ești bolnav. Trebuie să recunoști că ești orb, ori că ești mut, ori că ești ciung, ori că ești cu probleme de picioare, ori indiferent, trebuie să recunoști. Nu să spui, noi am crezut în seara aceasta că ce o să fie altceva și fratele Gog ne-a Nu, este cuvântul Domnului care te trezește, care te cheamă la smerenie. La picioarele lui Isus. Și când stai la picioarele lui Isus, se întâmplă două lucruri. Primul, el îți dă o mărturie. Așa că noroadele, spune versetul 31, se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbi văd. Dumnezeu îți dă o mărturie. În seara aceasta vei merge acasă și vei spune, m-am întâlnit cu Domnul la Emanuel. M-am întâlnit cu Domnul, m-am dus acolo la ungere, m-am dus și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și m-am descoperit în cuvântul acela. M-am văzut orb, am crezut că văd, m-am văzut mute, am crezut că știu să vorbesc, m-am văzut ciung, am crezut că toate lucrurile mi la loc. Dar n-am întins de mult o mână și n-am întins de mult, n-am alergat de mult cu picioarele mele să caut pe cel nevoiaș, să caut casa săracului, orfanului și văduvei și să mă duc să-i bine Dar m-am dus la picioarele Domnului și domnul și a pus mâinile lui binecuvântate peste mine și am citit în Sfânta Scriptură că în rănile lui care le a primit în palme este viață și este vindecare iar în cuvântul lui este duh și viață. Și pe lângă mărturie el scoate laudă. El scoate glorie versetul 31 partea finală și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Aceasta vrem să facem și noi în această seară să slăvim pe Dumnezeul nostru. Pentru că Dumnezeul lui Israel este și Dumnezeul nostru. Și ba încă avem un har pe care Israel încă nu-l încă nu are. Am ajuns prin bunăvoința și harul Dumnezeu să cunoaștem că Iisus Hristos este Mesia pe care ei îl încă L-așteaptă. Și Mesia, Iisus, este în mijlocul nostru, este între noi, Iisus este în adunare, Iisus este în casă, Iisus este în mijlocul nostru. Și când El este în casă, casa e plină, când El este în casă, îi mărturie, când El este în casă, îi vindecare divină, când El este în casă, te duci acasă slăvind și binecuvântând numele Lui cel Mare și Sfânt. Crezi lucrul acesta? Atunci trebuie să te zmerești și să vii la picioarele Domnului. Să recunoști bunătatea Lui. Să recunoști mila Lui. În harul Lui, toate cinci sunt acolo. Tot, nimic să nu lipsească. În harul Lui sunt acoperite toate nevoile noastre. Ne ridicăm în picioare, frați și surori.